Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, suntem la o emisiune în această seară cu mama. Avem niște întrebări incendiare din partea voastră. Este salutare, și salutare, aici. Prieteni! Este și eu aici. Cred că mă văd, mă văd? Da, te vezi. Mă văd bine? Da, de la mine, frate. Da, vezi asta? Nu, nu. Da, măi, prieteni, este cu mama aici. Ceilalți nu știu pe unde s-au retras, fiecare pe unde au putut. Pe unde s-au putut, da. Și vrem să o întrebăm pe mama, că m-ați întrebat voi în comentarii, că de ce nu a participat la masa de Crăciun, la tăierea bândărețului, rânzei, ăreia, cum se spune. Stai că să vedem ce ați. Mă, ce așa are telefonul ăsta? Păi da, de ce? Am zis să fac masa cu familia Baranges, ca să nu rămâneți de râsul lumii, să n-aveți și voi pe masă ce trebuie, să nu fie aranjat. Pentru voi. Și am zis că nu mai particip la masă pentru că am plâns, am fost supărată, că eu am vrut să fac în bucătăria mică și început să facă figuri. Dădea cu toate alea, arunca, că m-a văzut că eram la bucătărie și vezi, Doamne, stăteam eu la bucătărie și îl încurcam pe el, nu știu cum. O punea pe la patroană, aia s-a îmbrăcat de două, trei ori să ducă la bucătarul, după aia iar se întorcea și tot așa. A început să zbire, să facă crize de niște baloane, umfla la niște baloane. Se enerva și am stat până la urmă, nu. Aia a venit scandalul și gata. Pa! Am zis să mâncă singuri bândăretele. Aceleași baloane au fost pe pereți. Eu le-am afumat, eu m-am urcat cu lemne în brață pe scârță la fum să mănâncă. Să mănâncă că nu trebuie, că am mâncat și mi-a fost rău. De la mâncarea asta nu mai sunt bună. Am mâncat... A dus-o cu tunița aici, ce-a dus-o de cu plăcunul și mi-e rău. Mă doare stomacul. Mi s-a îngreunat tot. Era mai ușoară înainte. Și eu care mi-era poftă de toate alea, dai seama, acum nu mai. Pe așa e că nu mănânci carne. Și nu mă inconvine. Toți mă acuză pe mine. Tot ce se întâmplă, eu sunt de vină. Eu sunt de vină care vreau să fac bine. Tot eu sunt vinovată. La orice. Am zis, hai să mă retrag, mai bine să stau liniștită. Dar de unde? Că după aia iar trebuie să ies afară să adun mâncarea, că mănâncă câinii, pisicile. Acum e bine că nu mai avem ușă. E mai bine că nu mai avem ușă. Am înțeles. A picat ușa de tot. Tu nu știi, de fapt, dacă tu s-au apucat de renovări, nu a căzut ușa, e cu soft close, de aia de se deschide singură pe mâine. Am înțeles că ușa de la salon a picat de tot. A picat de tot pe unii. Acum, ce facem? Nu mai există ușe. Și de ce faci? O să dorm în peru acolo. Pe lângă masă. Îți dai seama ce fericit o să fie. Eu n-am vrut să mai ies pentru că n-am. Am văzut și la mine multe comentarii, că nu știu ce a spus ursul. Dar eu nu vreau să fac filmare să răspund lui ursul pe trebulețe. Cum? Cu ursul să mă iau eu să răspund la... Nu, trebuie să vedem, nu trebuie să te iei nici după comentarii, că mulți îmi bârligă. Nu vreau să fac lucrul ăsta așa. Sună Luci, ia sună tu. Ce? Nu, sună Luci, nu știu. Cum, cu ursul? Păi eu cu cine să întreb ce a zis? Păi ce-o fi zis acum? Dar nu, nici nu vreau să văd filmarea. Cum adică? Caut eu cu ursul așa ca să întreb, să văd? Da, să nu te mai văd după unii, nu vor să facă rău. Nu, lasă să vorbească și el era supărat, poate n-a. Că a fost cu copilul, am fost că nu se mai putea. Ursul era ocupat cu leu, plecat, face. A fost plecat, eu ce trebuia să fac? Să mă duc cu copilul. Făcea infecție, lua pe picior în sus, nu mai putea să mai umble, nu putea să mai bagă nici păpuși de casă. Am zis, hai la doctor. Și dacă tot am fost, a venit și mamă, s-a era și Mex, era un oraș după cumpărături de Crăciun, era și cu Piana. Și au venit acolo. Și ar trebui să stăm să convingem copilul, să stea. Dar nici eu singură nu mă descurcam. Pentru că i-a scos ce avea la picior. Colțul ăla era înăuntru, degeaba l-am scobit noi acolo. Și nu i-am făcut mai rău, l-am infectat. Nu sunt așa, nici eu. Nu mai pune copilul să mai stea. Ce să fie, lasă că e Crăciunul, mergem după. Am stat destul. Trebuie să fiu la copil ăsta. Eu sunt obișnuit de copii să am grijă de ei, să le dau hăinuțe, să le spăl, să le fac. Nu aștept eu acum să-l pun pe ursul, să ia hainele, duceți și spălați-le la voi. Copiii la mine stau aici, până să construiește la ei, acolo venim, da? Până...
Copiii și așa i-am luat în spațiu la mine aici. Și la tribunal și tot. Aci i-au rămas. Ce să fac dacă am rămas cu copiii? Are și el grijă de ei, da? Când vrei să faci bine, caz... Ce este? Pe unde e afară? Vrei să faci bine, să fie totul bine, dar nu cad bine. E de telefonul tău. L-am căcat una trebuie să mi-l dea puțin. Poți să mai spun ceva? Nu poți să mai spun nimic, că vii să rap. Rap? Rap, rap. Până când? Până nu-i mai putea. Așa e. Dar nu mai mi-a tubit nici mâncare. Văd mâncarea aia atât de mult, îmi face rău acum. Chiar că îmi face rău mâncarea aia. Nu știu de ce, mă obosește. Cât să mâncăm? Să vă ajută Dumnezeu. La toată lumea să fii sănătoși. Și eu să fiu sănătoasă și cu Alin și ursul stai și... Stai că am o surpriză pentru tine, nu cred că ai ascultat-o. Ce? Ia pe limonci la el. Da, că tu nu ai ascultat la mine. Dar nu-mi place. Păi stai să o ascult pe toate. Dar nu-mi place. Ia. Nu-mi place. Face fericită sau ceva. Poate nu așa. La mine poate nu e o viață. Ce? Cum nu e? Că ați făcut-o voi pe Bazoană cântăreață? Da. Pe Bazoană-i cântăreață, sunt așa nu știu. Eu. Nu-mi place că nu e la... Cântă-și pe Olga. Dar unde e Olga de la mai venit? La Craiova. Și cum din a venit ea de Crăciun? E cu Bondan. Dar de ce n-a mai venit? E supărată? Cred. Toată lumea a fost supărată de Crăciun. Am văzut toată lumea spune ce că din au simțit Crăciunul. Nu mai stres, nu mai agitație și nu mai așa. Nu numai eu, toată lumea. Ce? Cine a venit? Nu știu, că a venit un bel. Nu știu cine. A venit un bel, dar nu știu. Păi zici cine e chemat? Să-mi spun că a venit un bel la tine. A mine? Și nu trebuie cum îl cheamă. Nu am întâlnit. Cu cine e băiatul ăla? Nu știu, m-am întâlnit cu el și nu știu, n-am unde-și mai băiat aici. Tu. Cine știe ce stau om? Și nu știu ce să vă mai zic. Știi să mă duc eu? Da. Până ne liniștim acum, suntem așa băsumorâți de la mâncare, de la carne. Eu trebuie să fie patroana, bă. E în live acum. Ia, telefonul ei. Nu, la face, mă. Uitați, prieteni, patroana s-a dus la nepoții ei. Ia uite. Ia uite, se pupă cu nepotul ei, Florin, ia uite! Nu mai arată. Dansează patroana! Să-mi bată ea acum. Vezi, prietenul din patroana... Crezi că nu se-mi bată din fericire? Patroana își face viață. Ce vine și ea la neamuri, vizită. S-a îmbrăcat în roșu, ce ai cu ea? Vezi, Miha, a plecat fără noi. Da. Am mâncat, a băut, am mâncat ciorbe de varză la cea unul, cu bucătarul. N-am vrut să mai merg acolo să-l încurc pe Leo, vezi, Doamne, să mă filmeze, că dacă mă filmează pe mine, nu știu ce... Îi stric... Și-am lăsat... Îi pun vizările. Lasă că nu-mi pasă și să filmeze... Mă, cine este același om care vine la mine? Eu nu mă omor să filmeze așa. Ce-o vrea Dumnezeu să-mi dea atât? Și ce-au zis, că sunt chemat? Da. Eu? Ai solicitat. Zii, mă. Da, au zis că a venit mai pe Alin, să-i chem pe Alin. De la Alin? Da. Păi de unde a venit omul ăsta neinvitat? Nu știu. Păi cine e? Nu știu, a fost cineva după YouTube, un prieten. Doamne. O fi venit cineva să ne răpească. Grinș, ăla care fără grinș. Venea în bucătărie. Venea în bucătărie, de față cu toată lumea să te răpească. Da. Da. Uite, vege bradul, ce mai e? Serios. Noi tot avem bradul, ce ne mai trebuie? Avem băuturi, am primit multe cadouri, sticle. Ce să mă zic? Era Moș Crăciun.
De la Moș Crăciun. Bine că ne-a trimis și mama lui Mihaela un cadou și lui patroana. Da. Are da. Salon, o plasă cu de toate. Mai avem și pe aici, am mai dus sucuri și sticle și un bar. Nu putem să lăsăm tot aici la îndemnarea copiilor tot și dulciuri și toate alea. Hai bine, eu mă duc să văd cine este omul ăla. Doamne. De mă caut. Așa că, prieteni, încheiem aici, că mergem să vedem care-i treaba. Dacă nu mai postez mâine, să știți că am fost răpit. Vă pup și vă doresc o seară minunată tuturor. Noapte frumoasă. Pa, pa. Pa, pa. Pa.